veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Cain era plugar. Lumea de atunci era o lume agricolă. Cain a fost plugar, Abel a fost păstor sau cioban, despre Set nu ni se spune, dar de-abia mai târziu citim în capitolul 4 spre sfârșit că oamenii au evoluat și evoluat în sens economic, industrial, căci în domeniul moral, spiritual au devoluat, după cum vedem, creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar între timp au ajuns ca idolii urâcioși care îi slujeau. Despre Cain, mai întâi relația cu familia lui. Dacă în dreptul celor maturi am tratat mai întâi relația omului cu Dumnezeu, în dreptul copilor tratăm mai întâi relația cu părinții. Pentru că înainte, așa cum spune cartea lui Isaia, înainte ca să deosebească copiii binele de rău, înainte de a avea direct, după ce cresc o relație cu Dumnezeu, relația copiilor este cu părinții. Deci să-l vedem pe Cain și pot să vadă copiii, tinerii sau noi, în măsura în care ne reamintim, în ce măsură ne-am putea asemăna cu el sau cu Abel, cum s-a comportat Cain cu părinții lui. Nu ni se dau multe amănunte, dar putem să deducem din faptul că Cain și-a pus de gând să omoare pe fratele său. Din faptul că Cain era mânat și răscolit în interiorul lui de niște mânii, de niște răzbunări, de niște lucruri rele. Și toate acestea el nu le-a împărtășit cu părinții lui. Am putea spune pe acest fundal că și relația lui Cain cu părinții lui era aproape inexistentă. Normal, dacă el ar fi spus Evei sau lui Adam ce are el de gând să fac, dacă el ar fi spus că el este indignat și supărat într-un fel anume că Dumnezeu nu-i primește sau nu i-a primit jertfa lui și ar fi tratat aceste probleme cu părinții, atunci totul ar fi luat o altă turnură. Este un caz asemănător cu cel al lui Samson. El nu a spus nimic părinților nici când a ucis leul, nici când a fost prima dată în Valea Sorec și când a fost la Timna și de celelalte dăți când avea întâlniri cu fete de ale filistenilor. El n-a spus părinților săi decât atunci când a fost vorba de nuntă, că era nevoie de părinți să o facă. Deci tinerii copii care nu au o relație cu părinții și nu discută, le este foarte ușor să fie amăjiți de diavolul. Părinții ar putea interveni aici, să le dea un sfat, să îi îndrepte pe calea cea bună. Dar dacă ei nu discută, nu spun nimic. Poate în parte este și vina părinților când îi țin la distanță pe copii sau îi întărâtă la mânie și nu le permit să fie aproape de ei, ca să poată împreună să abordeze, să trateze anumite probleme care lovesc vârsta fragedă a copilăriei sau adolescenței sau tinereții. Relația lui Cain cu frații lui. Vedem căci el cu Abel au adus niște jertfe total diferite. Mie îmi vine să cred că în plan spiritual el nu se înțelegea cu Abel. Apoi, faptul că el a început să nutrească acele gânduri demonice față de Abel, dar că pe deasupra el îi spunea, auzi, haide să mergem la câmp. Avem un tânăr asemănător, în 1 Samuel, este vorba de Absalom. S-a supărat pe Amnon, dar nu i-a spus o vorbă. Dar din ziua aia a prins ură pe el și când i s-a evit momentul, ce a făcut Absalom cu Amnon? L-a omorât, ca și Cain, pe Abel. După cum n-a avut o relație bună și aproape nu a avut-o deloc cu părinții, se pare că nici cu Abel n-a avut-o. Faptul că au adus jertfe diferit, într-un mod cu totul diferit, faptul că nu s-au înțeles nici înainte, nici după aceea, și când s-a înțeles cu fratele său, îl mințea, nu era sincer și în final l-a omorât, putem să înțelegem ceea ce ne spune și Apostolul Ioan în prima sa epistolă, în capitolul 3, versetul 12. Nu cum a fost Cain care a de la cer rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele. Deci rețineți, Cain era unul care făcea fapte rele. În relația cu părinții poate nu-i asculta. În relația cu fratele său, că alți oameni în jur nu erau atunci decât frați și surori și părinți. Deci Cain era, așa cum ne spune versul 14,
Căci noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frații. Cain acesta a fost de la cel rău. Adică a fost de la cel rău prin faptele sale, prin atitudinile sale. El primea inspirații de la diavolul. Personal cred că Eva, după ce a fost înșelată de diavolul, nu a mai deschis așa de ușor ușa diavolului. Poate că a mai fost înșelată. A mai fost vreo ispită ca și un om care se întoarce la pocăință. Nu spunem că vreodată nu ne-a mai înșelat diavolul sau nu ne-a mai prins într-o criză și a mai crezut ale lui. Dar unul care a cunoscut pe diavolul și ce e în stare să facă și care s-a întors la Domn, nu se mai lasă așa condus de diavolul. Dar și Cain era omul cu care rămăsese diavolul să colaboreze. S-a lăsat prins în această ispită, a fost rupt de familie. Și o oaie ruptă de turmă este mult mai ușor să fie distrusă de animalele răpitoare. Pentru tineri, abiz în această privință, nu vă rupeți de părinți, nu vă rupeți de frați, în mod special de cei care sunt ca Abel și sunt sinceri, ci uniți-vă cu ei, întovărășiți-vă cu cei buni. Amintiți-vă când discutam despre Apostolul Petru, cum s-a reabilitat el, printre altele, a căutat părtășia fraților. Nu a rămas singur în companie cu diavolul ca Iuda, spânzărându-se, nici n-a mers să caute compania oamenilor fără Dumnezeu, a preoților și așa mai departe, ci s-a apropiat de cei sinceri și astfel a putut să fie salvat. De asemenea, în versetul 8 al capitolului 4, îl vedem pe Abel, pe Cain, care spune fratelui său Abel. Cain a zis fratelui său, haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Nu de la început copiii ajung la asemenea gânduri. Ei încep treptat cu o afectare a relațiilor dintre ei. Versetul din Proverbe ne spune că și frații nedreptățiți, când apucă dușmânia între frați, ea de multe ori este mai rea decât între cei care sunt doar concetățeni. De aceea este important să rămână o relație bună între copii și Domnul să le dea harul acesta. În mod special ca și în această familie unde sunt copii mai mulți. Pentru că aici avem o familie cu copii numeroși. Relația lui Cain cu Dumnezeu. Ce mă izbește încă de aici? Diavolul de la început a intenționat să imprime o religie falsă în oameni. Cain nu era un om care slujea Domnului, faptele lui erau rele. El trăia sub inspirația diavolului, dar curios, jertfe aducea. Diavolul a vrut încă din capăt să instaureze o religie falsă. O religie în care să se aducă jertfe, dar jertfele să fie împletite cu păcat. O religie a cărei fapte și a cărei slujbe și atitudini să nu fie primite și acceptate de Dumnezeu. Un fariseism. 4:35 ne spune, Cain a adus Domnului. Dar să vedem că Domnul n-a primit-o, Dumnezeu l-a trimis cu ea acasă, o jertfă de mâncare. Și versetul 5, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Credeți că spre toate ceremoniale religioase din lumea aceasta privește Dumnezeu cu plăcere? Cine spune cartea profetului Isaia, capitolul 1? Nu mai pot să văd sărbătorile voastre, jertfele voastre, îmi sunt o povară. Se pare că aceasta a fost prima povară religioasă a lui Dumnezeu, prima jertfă pe care n-a putut-o suporta și n-a acceptat-o. Pentru că, în primul rând, Dumnezeu se uită la slujitori și apoi la slujbă. Întâi la cel care aduce jertfa și apoi la jertfă. De ce n-a fost primită această slujbă a lui Dumnezeu, la lui Cain, înaintea lui Dumnezeu? De ce n-a acceptat-o el? Ne spune versetul 6. Pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Nu știu exact, posibil. Jertfa în sine n-a adus-o bine. Sau i-a fost scotat aici faptul că n-a făcut bine în rest. Imaginați-vă, un om vine la biserică, dar înainte de a veni, dimineața se ceartă, dimineața înjură, face lucrurile și apoi vine și face slujbă. Dumnezeu ia în considerare numai faptul că n-a făcut bine slujba, deci că a băgat falsuri în cuvântul care l-a predicat, sau și faptul că înainte n-a făcut bine. Nu putem rupe una de cealaltă. I-a spus Dumnezeu clar, dacă faci bine, vei fi bine primit. Eu n-am preferințe, eu vreau să-i primesc pe toți. Spunea Domnul Iisus, din cei care vin la mine, niciunul nu va fi zgonit afară decât cei care vin cu o inimă falsă, cu o religie falsă, cu un fariseism. Păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. În relația lui Cain cu Dumnezeu, nu numai că a fost una falsă, dar
L-a provocat Dumnezeu în versetul 6. Cain, ce ai? Mărturisește-te. Apoi, în versetul 9. Unde-i fratele tău Abel? Și din nou tăcere. Cain n-a fost sincer cu Dumnezeu nici când a fost provocat să se pocăiască. Sunt unii care au în această postură a lui Cain. Au fost cum ai fost. Dar când sunt provocați să recunoască cine sunt, când li se mai dă o șansă, fără sinceritate, nimeni nu poate să întoarcă la Dumnezeu, fără o mărturisire, fără a recunoaște cine ești. Dumnezeu ne-ar primi, dar unii nu numai că sunt farisei când aduc slujba, rămân farisei mai departe. Și, cum spune poezia lui Dionisie Giucuci, dar fariseul care se împotrivește, cu niciun chip nu scapă de păcate, n-are cum să scape. Apoi, versul 13, o altă latură negativă a lui Cain în relația lui cu Dumnezeu. Cain a zis Domnului, pedeapsa mea e prea mare ca să o pot suferi, tu mă izgonești azi. Deci nu numai că a fost fals și a făcut fapte rele și a crezut că poate aduce slujba așa, că asta a fost ideea diavolului. Nu contează, faci ce faci și aduci slujbă și trece. La Dumnezeu nu merge. Apoi, când a fost provocat să mărturisească, nici vorbă. Și apoi, când Dumnezeu a spus sentința, a spus, asta e prea greu pentru mine. Să știți, aceste lucruri sunt și azi în biserică. Când îi se dă cuiva o pedeapsă, pentru păcat, orice pedeapsă ți s-ar dai puțin, că plata păcatului care este? Moartea. Dacă cineva te pedepsește, o disciplinare sau ești oprit de la slujbă, ca să nu faci un păcat în plus. Și spui, ai prea mult pentru mine, este Duhul lui Cain. E prea greu asta pentru mine. Dar Cain, eu te pedepsesc doar cu pedunia omenească, îți mai dau o șansă să te pocăiești. Nu, asta e prea mult. Cain a fost efectiv de la diavolul și a rămas de la diavolul. Și finalul lui Cain, știți care a fost? Versul 16. Apoi Cain a ieșit din fața Domnului. Finalul a fost că a plecat. A plecat, nu am acceptat pe Dumnezeu și a rămas fără el, pentru că acesta va fi finalul oamenilor care se împotrivesc tuturor intervențiilor lui Dumnezeu, cum spune Cartea Proverbelor. Cine se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. De aceea o altă idee demonică care circulă în vremea noastră, acea idee a reconcilierii totale potrivit căreia, în final Dumnezeu va răscumpăra pe toți oamenii, nu e adevărat. Cine își expiră timpul de har și își consumă toate favorurile date de Dumnezeu, va ajunge să fie alungat. Și le va spune unora, cum spune Domnul Evangheliei, duceți-vă, nu vă cunosc, duceți-vă în iazul și în focul cel veșnic. Și a ieșit Cain, primul om condamnat la iad, primul om a cărui soartă a fost pecetluită. De ce? A fost de la diavolul și, așa cum spune Biblia în cartea Iov, Dumnezeu cercetează pe om de două, trei ori. Vedeți aici două, trei intervenții ale lui Dumnezeu în viața lui Cain? Să știți că nu este om în viața căruia Dumnezeu să nu intervină. Prin cuvânt, prin vise, prin prorocie, printr-o formă sau alta, Dumnezeu intervine în viața ta. Și după câteva respingeri, vei ieși din fața Domnului și sfârșești prin a fi lepădat. Și cum spunea Domnul despre sare în Luca 14, nu mai este bun în final de nimic. Urmarea a fost, citim în 14 și 11, acum blestemat ești tu, izgonit ești din ogorul acesta. În cazul lui Adam n-a fost blestemat Adam, cine e blestemat nu mai are șanse de mântuire, blestemat de Dumnezeu. În cazul lui Adam a fost blestemat numai pământul, dar vă spuneam că Cain a fost primul om căruia soarta a fost pecetulită, a ajuns să fie el blestemat. Acum blestemat ești tu. Când vei lucra pământul să nu-ți dea bogăția, o afectare negativă a pământului, a fertilității sale și a bogățiilor, a fost dată în urma păcatului lui Adam. Dar un grad mai jos a fost dat după Cain, o nouă pedeapsă pentru pământ. Să fie acum și mai sec pământul, să fie și mai blestemat din pricina ta. Pentru că pentru unii Dumnezeu și mai tare a înăsprit condițiile și pedepsele încă de aici, de pe pământ. Totuși, pentru că sunt copiii lui Dumnezeu, creatura lui, citim că i-a mai dat Dumnezeu unele înlesniri, versetul 15, nici de cum. Cain va fi răzbunat de 7 ori și Domnul a hotărât un semn pentru Cain ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. Chiar pentru cei care sunt respinși de la mântuire, sunt căzuți din har, Dumnezeu în bunătatea lui, cum spune în Noul Testament, că ploaie și peste cei buni și peste cei răi, anumite haruri tot le lasă. Anumite haruri tot le lasă. Dar astea sunt doar pentru pământ. Și a sfârșit prin a fi omorât. Dar pentru câte vreme trăiesc, Dumnezeu îi lasă. În bunătatea lui spune lui Cain, hai poftim, atâta mi-a lasă.
Bucură-te măcar de acestea, dar păcat și vai de tine. Relația lui Cain cu cei din jur. Versetul 24, citim că Cain a fost răzbunat de 7 ori, iar Lameh de 70 de ori câte 7. Prin Cain s-a început în lumea aceasta, așa cum spune Pavel în Tit, capitolul 3, cu versetul 3, și vă amintesc versetul. Căci nu eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte, trăind în răutate, în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. A început în lume dușmânia, ura, de atunci de la Cain, cu copiii lui, s-a bătut cu strănepotul lui și s-a omorât unul pe altul. Nepotul lui l-a omorât pe el, căci vedeți ce dreaptă-i Biblia. Cine ucide cu sabia, de sabie va fi ucis. Ai ucis pe cineva din familie? Cine l-a ucis pe Cain? Tot cineva din familie? Cum ai făcut? Așa îți face Dumnezeu. Tu, Cain, ai generat Satan prin tine această stare de conflict. Aceea o voi moșteni. Cum ai făcut? Așa ți se va face. Și de la Cain încoace, în lumea aceasta, totul este ură, pismă, dezbinare, omoruri, crime și toate aceste rele. O stare adusă de diavol, instaurată prin cei care îl ascultă și sunt lui supuși. Un al doilea fiu a fost Abel. Citim în versetul 2. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel înseamnă trecere, suflare, tânguire, ceva foarte scurt. Profesia sa, Abel era cioban sau păstor. Abel a fost cu totul un alt copil decât Cain. Dacă acest Cain le-a pricinuit părinților lui Dumnezeu, fraților, atâta necaz, atâta rău în lume, Abel, prin viața sa scurtă, a pricinuit cred în jurul lui. Cu aceasta nu vreau să spun că Abel a fost neprihănit, că altfel n-avea pentru ce să aducă jertfă. Și Abel a avut greșelile sale, dar au fost niște greșeli pe care le-a recunoscut, cu care a venit prin acea jertfă înaintea Domnului și faptele lui au fost niște fapte de credință. Relația lui Abel cu familia, nu ni se spune nimic, dar din versetul 25 eu înțeleg ceva, 25 partea a doua. Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel. Eva, ca și mamă, își dorea ca al treilea copil să fie în stilul lui Abel. De ce? Când aveți un copil mic și dintre cei mai mari unui cu minte și unui nu, ca și care ați vrea să fie cel mic? Și de-ar fi ca și cel care e bun. Cam așa a zis Eva. De-ar fi set ăsta cum a fost Abel. Prin asta înțelegem că Abel cu părinții lui a fost un copil care a fost de o altă, de un alt caracter, de alte apucături, de alte maniere decât fratele său Cain. Și citim faptul că el a umblat prin credință în Evrei 11, versetul 4. Această trăire prin credință, ce putea să însemne pentru Abel? La puținele cuvinte și făgăduințele care le aveau ei atunci. Abel, eu cred că nu a încercat să se satisfacă totalmente pentru lumea și viața de atunci. Eu cred că trăirea lui Abel prin credință a fost una care a văzut din nou, nu spre raiul din urmă, ci spre raiul care avea să vină. Chiar spre Hristos a privit Abel. Toți din Vechiul Testament aveau o imagine prin credință, prin Duhul care a fost lăsat. Citim în Geneza 6, spune acolo, Duhul Dumnezeu nu se va lupta pururea. Deci, în paralel, în timp ce diavolul era pe pământ, și Duhul Dumnezeu, nu în forma dispensațiunii de după Rusalii, ci într-o altă formă, se manifesta și atunci. Și Abel a stat și a prins această undă dumnezeiască, această călăuzire de a trăi prin credință. Și a manifestat-o și relația sa cu părinții, în relația cu frații săi, de a lua tinerii acest exemplu. Versetul 8. Cain a zis fratelui său Abel, haideți să ieșim la câmp. Și Abel a ieșit. Credeți că nu știa Abel cine-i Cain? Dacă n-ar fi știut pe teren, călăuzirea și Duhul care era peste el tot i-a făcut de cunoscut. Dar se vede. Că doar cine nu știe ce pucături au frații între ei? Poate părinți de părinți s-ascund, nu? Dar copiii între ei știu cum se comportă unul sau altul. Dar acest Abel a fost în stilul lui Iosif din Geneza 3:7, unde a spus, Iacov, te duci la frații tăi? Dar frații lui cine erau pentru el?
Păi unii care îl batjocoreau și cum erau mai mari, poate că l-au și bătut uneori pe Iosif. Nu știm exact, nu scrie, dar posibil. Și Abel, ca și Iosif, a spus, mă duc. Abel, vii să ieșim la câmp, vin. Știu eu la ce l-o fi chemat la câmp, probabil la lucru, probabil să, știu eu ce să rezolvi acolo la câmp, câte probleme nu sunt. Și Abel a spus, vin cu tine. Chiar faptul că s-a lăsat ucis. Nu știu exact, Cain să fi fost mai robust, mai sportiv și astfel, printr-o luptă corp la corp, să fi învins pe Abel, nu cred. Nu cred că Abel s-a opus, pentru că el avea un ar răzbunător. Eventual, ce am fi și noi în drept să facem? Să te aperi sau să fugi, dar nici într-un timp, nici într-un fel să ripostezi. Apoi relația lui Abel cu Dumnezeu. Citim acel verset din Evrei 11 cu 4. Dumnezeu, măcar că i-a scos pe oameni în grădină, n-a putut să nu-și arunce privirea peste ei. N-a putut, n-avea liniște. Imaginează că copiii tăi sunt plecați de acasă și au fost răi și tu le-ai spus, ori stați cu minți, ori plecați de acasă, cum fac unii părinți. Dar chiar dacă sunt plecați de acasă, nu cred că inima de părinte te lasă să nu te interesezi pe unde e. Pe unde e făcând? Ce o faci acum? La fel și Dumnezeu, 11 cu 4. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu, auziți? Abel nu și-a adus jertfa și slujirea de ochii celor din jur. El a adus-o lui Dumnezeu. Când facem o slujbă, cine face ceva să facă ca pentru Domnul, dar în mod special slujba. El a adus-o lui Dumnezeu. Nu l-a văzut. N-a avut posibilitatea ca tatăl său să stea direct cu Dumnezeu față în față. Dar el prin credință, din ce i-a spus părinții, și de aici vedem că a ascultat părinții și a crezut pe părinții în lucrurile bune, a adus o jertfă lui Dumnezeu mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea el vorbește măcar că este mort. Și citim și în capitolul 4 din Genesa, versetul 4. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Credeți că numai atunci când și-a adus jertfa? Dacă numai duminică ar primi Domnul cu plăcere spre noi, cum ar fi? Săptămâna să n-aibă, peste săptămână să n-aibă Domnul orar de supravegherea noastră. Dar eu cred că Abel a fost urmărit zi de zi și Dumnezeu privea cu plăcere, cum scrie Pavel Corintenilor, privesc cu bună plăcere la rânduiala ce domnește, nu la Corinteni, la altă epistolă, care domnește între voi. Deci, Domnul privește din ceruri, ne spune psalmistul, să-și pleacă privirea să vadă ce se face în ceruri și pe pământ. Și va privi cu plăcere. Și cum spunea David, sfinții care sunt în țară sunt toată plăcerea mea, dar a lui Dumnezeu. De unde a luat David modelul acesta? Că a fost un om după inima lui Dumnezeu. Tare bine ar fi să ne întrebăm, Doamne, în timp ce sunt la școală, la servici, pe stradă, privești cu plăcere spre mine? Imaginați-vă un părinte stă într-o cameră și se uită la copii. I-a pus să lucreze în grădină sau să facă un lucru prin curte, să stau împreună sau învață. Dacă sunt ascultător, se comportă frumos, cu ce plăcere, cu ce satisfacție paternă privești. La fel și Dumnezeu a privit cu plăcere spre Abel. Și acest Abel a avut relația lui cu Dumnezeu și ce-mi place foarte mult, în versetul 10, relația lui Abel cu Dumnezeu a rămas și după moarte în picioare. Ce ai făcut? Glasul fratelui tău strigă din pământ la mine. Dumnezeu l-a auzit pe Abel când se ruga și trăia, dar Abel a murit și vorbea și Dumnezeu auzea și mai departe. Oamenii lui Dumnezeu nu își întrerup relația cu Dumnezeu când mor. Relația lor continuă. Dumnezeu este Dumnezeu numai celor vii. Rămâne acelor vii. Nu și acelor morți, dar oamenii aceștia rămân vii. Pentru Dumnezeu toți sunt vii. Dumnezeu este Avram, Isaac și Iacob. Și la început a fost Dumnezeul lui Abel. Și dacă vă spuneam că Cain a fost primul om cu soarta pecetluită pentru iad, Abel a fost primul om cu raiul asigurat. A fost primul om despre care Dumnezeu a declarat aceste lucruri, primul om care și-a redobândit ceea ce a pierdut tatăl său și mama sa. Primul om care a murit, și acum spune Psalmul 116, scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de el. A fost primul asigurat, pentru că a avut o viață, o relație cu Dumnezeu de credință, de ascultare, jertfa și slujba lui a fost pe măsură și relația cu cei din jur a fost una ca atare. Unul care a slujit tot timpul, așa cum mai târziu avea să declare Dariu despre Daniel. Al treilea
copil din această familie care ne este redat nominal și despre care avem câteva amănunte, este Set, versul 25. Adam s-a împreunat iarăși cu nevasta sa, a născut un fiu și i-a pus numele Set, ceea ce înseamnă înlocuit sau locțitor, răsplătire sau răsădire. A fost, își dorea Eva să fie răsădit în locul lui Abel. Relația lui cu familia. Ei vreau să fie un Abel. Și noi credem că a fost un Abel, că a fost un copil ascultător, pe ceea ce scrie în capitolul 5, pentru că este inclus de la versetul 6, la vârsta de 105 ani, s-a născut pe Enoș, este inclus în lista patriarhilor, prin el s-a transmis acea sămânța femeii din care avea să se nască mai târziu împărații și în final Hristosul binecuvântat, cum îl numește Pavel în Romani. El a rămas să păstreze credința mai departe, credință pe care a primit-o de la părinții lui. Abel a murit de tânăr, dar la Domnul, iar Set a rămas să aibă familie mai departe și să se perpetueze credința în generația următoare. Aici este importanța lui Set, un tânăr care a păstrat în familia lui care a urmat credința părinților. De regulă în istoria bisericii, puțini au păstrat aceasta. Și în istoria lui Israel, se năștea alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul și nu păstra credința înaintașilor lor. Dar Set a fost un reprezentant care a păstrat, așa ca Recabiții, așa ca și urmașii lui Avram, a păstrat credința părinților săi, care de fapt a fost o credință din și venită de la Dumnezeu. Relația lui Set cu frații săi, cu cei din jur. Deja pe timpul lui Set începuseră să se mulțească oamenii. Citim un singur verset care ne spune totuși mult. 26, 4 cu 26. Lui Set i s-a născut și lui un fiu și i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Frumos la Set. A fost un inițiator pentru cei din jur, în a-i propulsa, în a-i direcționa către Dumnezeu. Nu numai pentru copiii lui. Cum i s-a născut un copil în familie, a încercat să imprime un nou aspect, o muncă în plus, un efort suplimentar de a înclina oamenii spre Dumnezeu. În vremea lui, era o altă tabără, a lui Cain. Deja a început să fie separarea între fiii lui Dumnezeu și fiii lumii acesteia, fiii diavolului. Și reprezentantul celor buni a fost Set. El a propulsat, el a îndemnat oamenii, a fost unul care a îndemnat la rugăciune, a fost unul care îl văd printre tineri, dacă se adună, se spună, hai să ne rugăm lui Dumnezeu, hai să chemăm numele Domnului, hai să fim pe măsura chemării care o facem. Nu a fost unul ca și Cain, care doar spre lumea aceasta, spre descoperiri în lumea aceasta ca să își împlinească viața cu ceea ce este pe pământ, cu o lume materială. Set a fost unul care pentru copiii lui și pentru cei din jur i-a provocat și i-a îndreptat spre Dumnezeu. Doamne, binecuvântă biserica cu astfel de tineri și familiile noastre, cu unii care să fie pentru frații lor motorul care îi îndreaptă spre Dumnezeu. Să fie niște promotori al credinței părinților lor, al credinței adevărate, al credinței scripturilor. În ce privește relația lui Set cu Dumnezeu, putem să înțelegem din același verset faptul că își chema numele Domnului și că Dumnezeu i-a răspuns și că scripturile ne spun că Dumnezeu a acceptat această chemare, este o asemănare între el și Abel. Cum a chemat numele Domnului? Cum se chema numele Domnului în Vechiul Testament? Făcând altare și aducând jertfă. Set a chemat numele Domnului ca și Abel, aducând jertfe, slujindu-i, dar aici este spus pe scurt, ca și cum ar spune, se închina lui Dumnezeu, dar închinarea presupune mai multe lucruri în sine. Este o idee concentrată a trăirii, a vieții de credință a lui Set, a religiei lui, chema numele Domnului. Lumea a început să devină idolatră între timp. Set a rămas credincios monoteismului lui Dumnezeu. Relația lui a fost una care se dezvolta prin rugăciune și pe baza făgăduințelor date, cum ar fi în vremea noastră. Relația noastră cu Dumnezeu este prin scripturi și relația noastră cu Dumnezeu este prin rugăciune. De la început și până la sfârșit, când acestea două sunt prezente într-o viață de trăire sfântă, că închinătorii adevărați trebuie să închine în duh și în adevăr, și când scriptura o trăim, putem să rămânem în relație cu Dumnezeu.
într-o lume stricată, Set chema numele Domnului. Să știți că niciodată, și știți aceasta, oamenii lui Dumnezeu n-au fost mulți. Întotdeauna diavolul a avut mai mulți decât Dumnezeu. Numai că, în final, Dumnezeu, cu cât s-au adunat așa în cursul istoriei, unul de aici, doi de acolo, va face o mulțime mare. Și diavolul cu mulțimea lui mare nu va rămâne nici cu unul. Că toți vor pieri. Cum a fost la potop? Dumnezeu 8 a avut, dar ăia 8 au rămas. Au fost credincioși cu adevărat, neprihăniți și urmăriți ceva. În decursul istoriei, poate să fie Vechiul Testament, Noul Testament, anul Domnului Hristos, Dumnezeu nu și-a modificat principiile. Dumnezeu e drept, cum spunea Petru la casa lui Corneliu în Fapte 10. Văd că Dumnezeu e nepărtinitor. E nepărtinitor și n-a primit pe oricine din orice neam, dar e nepărtinitor și în faptul că își poate să fie cineva oricine. Dumnezeu nu este părtinitor în a părtini păcatul. Cine este neprihănit, rămâne cu Dumnezeu. Cine nu, va fi despărțit o vreme sau pentru veșnicie apoi de Dumnezeu. Haideți să încheiem aceste gânduri despre această familie cu 4 concluzii. În primul rând, familia este o formă instituită de Dumnezeu. Și vă spuneam că diavolul de la început a vrut să strice acest lucru. Pe toate fronturile s-a dus. Să afecteze familia și în scurt timp cu cei care au fost al lui au reușit să se impună aceasta. Ba să introducă poligamia, să ai mai multe neveste. Ba să introducă alte lucruri și pervertiri. Ba să-i facă încă de la început să arate unul ca altul, cum vă spuneam în îmbrăcăminte. A vrut neapărat să distrugă familia, că prin, dacă ar fi distrus familia, specia umană nu s-ar mai fi perpetuat. Sau s-ar fi denigrat până într-acolo, s-ar fi murdărit încât nu ai putea să reprezinte simbolul și imaginea bisericii. Și de aceea la credincioși, familia trebuie să rămână familie, ca părinți și copii. Ea a fost încă de la început atacată de Satan, dar Dumnezeu a lăsat o făgăduință familiei, că sămânța familiei, sămânța femeii, va rămâne și va zdrobi în final capul șarpelui. Familia creștină trebuie să trăiască prin credință, în pofida tuturor înălțimilor diavolului. Ce a împreunat Dumnezeu? Omul să nu despartă, spunea Domnul Iisus în Marcu 10:9. Familia trebuie să rămână familie. Grupul acesta trebuie să rămână închis. Părinți și copii, în prezența lui Dumnezeu și diavolul, așa cum spunea Spurgeon, zice, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu o nevastă bună și harnică și pocăită, am ținut 3 lucruri departe de casă, pe diavolul, mizeria și sărăcia. Aceștia nu trebuie să intre înăuntru casei noastre. În al doilea rând, toată binecuvântarea Domnului, tot harul care mai putem noi să-l primim de la Dumnezeu, este dat de ascultarea și rămânerea noastră în cuvânt. Vă spuneam că și chiar după căderea omului în păcat, citim în versetul 8, atunci a auzit glasul Domnului Dumnezeu. Cât a fost Cain de păcătos într-o primă fază, Dumnezeu i-a șoptit și i-a vorbit. Cum? Nu știm exact. Dumnezeu și-a lăsat cuvântul. Nu mai putem să-L vedem pe Dumnezeu când vorbește, dar putem să-L auzim. Și după căderea în păcat, aceasta a lăsat Dumnezeu pentru oameni, ca oamenii să-i audă glasul și cine vrea să se poată întoarce înapoi. Toată mântuirea noastră atârnă de ascultarea de cuvânt. Nu există alt mod de mântuire prin slujbe, prin nimic, decât prin ascultarea de cuvânt. Acesta l-a lăsat Dumnezeu și citim în versetul 11, i-a spus Dumnezeu, cine ți-a spus că ești gol? Ascultarea de altcineva, de altceva. Aminteam din temele epuizate, cuvântul Domnului. Frați și surori, în vremea noastră, să rămânem la cuvânt. Adam a avut un cuvânt scurt, 2 versete, 16 și 17 din capitolul 2. Vă rog, noi avem multe versete, dar nu neglijați nici măcar un verset, că Biblia spune în Apocalipsă, cine scoate un verset, a fi scos și el. Nu-ți trebuie mult să fi scos, un cuvânt îți trebuie. Cuvântul trebuie să rămână cuvânt. Dumnezeu nu-și calcă cuvântul. Și Satan chiar aici se luptă să distrugă cuvântul, să-l pună la îndoială. Și l-a dus pe om de la negreșit că vei muri, a reușit să-l ducă la hotărât că nu e așa. Dar a fost chiar așa. Apoi, un al treilea gând de încheiere.
Fiecare răspunde în final personal înaintea lui Dumnezeu. Trăim ca familii, ne dezvoltăm ca biserică, dar în final fiecare vă răspunde personal. Adam a răspuns pentru el, Eva pentru ea și fiecare pentru el. A fost împiedicat omul să trăiască veșnic în starea aceasta de păcat, dar pomul vieții apare din nou prin Domnul Hristos și apare apoi în cartea Apocalipsei. Și vă amintiți doar un verset din Deuteronom care parcă se înscrie pe aceeași linie. Au fost doi pomi în grădină, mai deosebiți. Despre ceilalți nu se dau detalii. Pomul cunoștinței binele și rău și pomul vieții. Ne spune Exod 30:15. Iată spun înainte viața și binele, moartea și răul. Din nou apar acești doi pomi. Binele și răului și pomul vieții. De acești doi pomi atârnă mântuirea noastră. Noi am mâncat acum din pomul cunoștinței binelui și a răului. Dar trebuie să gustăm acum din pomul vieții. Și această gustare noi o facem prin cuvânt, prin ascultare de cuvânt. Tot murim fizic, dar spiritual rămânem vii și Domnul să ne dea viața. Să respingem răul, să iubim binele, să-L trăim prin credință, prin Duhul lui Dumnezeu, ca în final să putem avea acces, să gustăm cu adevărat, cum spune Apocalipsa, capitolul 22, versetul 3, să gustăm din pomul vieții. Și un ultim aspect, copiii din această primă familie au fost parte din ei buni, parte răi. În ce privește educația și spiritualitatea copiilor, parte din responsabilitate cade pe părinți. Spune 1 Corinteni 7:14, dacă unul din ei e sfânt și copiii sunt sfinți, aceasta înseamnă că dacă unul din ei măcar se ocupă de ei și face ceva, au copiii o șansă. Deci parte din neprihănirea copiilor atârnă de părinți, dar nu totul. Pentru că le spune Ezechiel 18:20, căci fiul și tatăl vor fi judecați de Dumnezeu separat, 18:20, fi sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său, tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său, neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Amin. Domnul zic în final să ne dea harul. Tot ce am auzit la acești oameni care au îndurat suferința păcatului și au încercat unii să se întoarcă la Dumnezeu, iar alții nu s-au mai întors, tot ce vedem bun la cei buni să urmăm, tot ce vom găsi răi la cei răi să lăsăm diavolului, că răul de la cel rău vine și la el să se întoarcă. Iar noi venim de la Dumnezeu și la Dumnezeu să ne întoarcem. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.